Sarosca? Hai, Adi. Da. Hai, te la facem cu trei. Hai, Adi, zi. Bună seara și bine ați revenit cu draga profă, n-ai cu probleme de matematică la geometrie. Așa, deci să facem o lecție frumoasă, da? 130. Să scăpăm de stresul de la matematică, că la geometrie în mod deosebit. Începem. Da. În paralelogramul ABCD. Da. Ipoteză. Ipoteză, ABCD paralelogram. AB mai mare decât AC. AB mai mare decât AC. Decât BC, domn profesor, uitați-mă. AB mai mare decât BC. M, un punct în interiorul paralelogramului. Interior. ABCD. Da, astfel încât, nu oricum, astfel încât, CM congruent cu MB, congruent cu MB, congruent cu BA. Cu B, A, da? Cu B, A. Perpendiculara din B pe A, M. B, D, să zicem, da? Nu, B, M. Încă nu ne zice ce punct? Perpendiculara din B pe A, M intersectează dreapta A, D, în punctul E. A, M, E. Perpendiculară pe? M e perpendiculară pe AM. Pe AM, da. Intersectează dreapta AD în punctul E. M e intersectează AB, parte? AB, nu? A, dreapta AD. AD. În punctul E. Egal E. Și perpendiculara din C pe DM intersectează dreapta AD în punctul F. Păi că trebuie să începem figura. Trebuie să facem figura. Deci avem ce de paragraf. În interiorul e așa încât CM egal cu MB. Asta înseamnă aici cum să fac eu ca CM să fie egal cu MB. Oare unde se află MB? M perpendicular pe MB e perpendicular. Dar trebuie să fie egal și cu BA. Faptul că CM cât MB mai întâi. Faptul că ce mai cât mă bă. Pe la mici. Și trebuia. Trebuia. Or fi mai aproape AB, de AD. Domn profesor, AB mai mic decât BC. AB. Mai mic. Mai mic? Da. AB mai mic decât BC. BC. Atunci notăm noi asta aici. Deci. Notăm altfel și gata. Să nu fie discuții. A, B, C, D. Da? Corect. A, B mai mic decât BC. Și acum M o aparține interiorului. Așa încât C, M cât M, B. C, M cât M, B. Băgăm A, B, nu? Dar ce înseamnă dacă am un segment? Uitați așa, BC, C, B, BC. Unde se află punctele la egal distanță de? La mijloc. La egal distanță de capetele unui segment. Pe mediatoare. Mediatoarea segmentului. Deci mediatoarea segmentului conține toate punctele care au calitatea de fi la egal distanță. Cum mie mi s-a spus aici că C, M, cât M, B. Și cât B. O leagă, numai pentru asta, egalitatea asta. Dacă C, M este cât M, B, înseamnă că trebuie să duc mediatoarea lui BC. Da? Mediatoarea lui BC. Și M este pe mediatoarea asta. Dar mediatoarea, domn profesor, pe unde trebuie să o duc? La un sfert, o treime? Pe unde trebuie să o duc? Ce înseamnă mediatoarea lui sfert? Pe plată.
Pe unde? Pe mijlocul latului. Pe mijlocul latului. Pe mijlocul latului. Deci am și desenat aici, da? Aproximativ. Deci perpendiculară pe mijlocul latului segmentului. Deci punctul M este pe oriunde pe aici. Oriunde m-aș duce eu, tot timpul MC este cât mă bă. Că așa m-am avut și MC cât mă bă. Însă, dintre toate punctele de pe mediatoare, trebuie să le aleg pe acela încât să fie și cât AB. Deci cât AB. Da? Deci M ca lungime așa, trebuie să fie cât AB. Îl măsurăm pe AB, domn profesor? Măsurăm cu pe AB, deci aș lua pe în compas pe AB și trasând un arc de cerc, imediat sesizăm că apare intersecția C și cam așa ar fi, nu? Sau mai jos chiar un pic. Iată, aici este primul punct. Adică triunghiul MBA, MBA, este un triunghi isoscel. Corect. MBA. Trebuie să trasăm. Și MBC. Și MBC, evident. Și MBC este isoscel. Nu neapărat trasăm. De ce nu? Ba da. Trebuie să trasăm. Domnul profesor, nu trebuie să unim? Pe punctul M trebuia să-l localizăm. Dar vezi tu, Miruna, care, dacă zici ce e M egal cu MB și egal cu BA, deci am unit pe M cu B, cu M cu C, nu? Ca să vorbesc de egalitatea asta. Corect. Asta, asta și cu asta, Miruna. Interesant. Deci importantă este localizarea punctului M din interior, nu oricum. Și ați văzut la ce m-am oprit eu? La MA, MB egal cu MC. Ca să știu că, deocamdată, pentru prima egalitate, presupune pe mediatoarea segmentului BC. Și acum mediatoarea o putem șterge, dacă am aflat. Sigur că eu am făcut-o pentru a găsi poziția lui M cu cât mai multă precizie. Corect. Acum citesc în continuare. Perpendiculara din B pe AM. Deci din B pe AM. A? M, da? Este acum. Da. Ce fel de triunghi este MBA? Isoscel. Într-un triunghi isoscel, unde pică perpendiculara din vârful B? Este și bisectoare și mediatoare. Și mediană. Deci, practic, iată că începem să înțelegem problema, că perpendiculara din B pe EMA intersectează dreapta AD, domn profesor, pe AD, adică prelungeți mai departe. Punctul E. Dacă o luăm cu compasul, nu ar fi foarte aproape de A. Ei, asta e. Depinde cum ai luat paralelogramul. Paralelogramul, da. L-am luat de 5 pe 4. Deci dacă paralelogramul l-ai luat într-un mod mai ciudat, aproape asta să fie dublă cât asta, să nu știu ce s-a întâmplat. Depinde și de unghiul de acolo, depinde de foarte multe. Da? Dar ideea e în sine. Da. Trebuie să o reținem că asta e cât asta și cât asta. Perpendiculara din C pe DM. Din C. Pe DM. Pe D. M. M. Lim pe D cu M. Putem perpendiculara. Așa. Oare unde pică? Ce fel de triunghi este C, D, M? Isoscel. Din ce motiv? Nu isoscel? Dar are T, are T, E cu C, nu? Sau ăla e un semn așa din greșeală pus. Eu am zis C, M, cât M, B și cât M, A. Dar și cât B, A. Și D, A, și B, D, semn. Păi A, B, nu-i D, A, atunci A, B e cât C, D și cât D. Asta e, A, B este cât C, D. Îl ținem într-un paralelogram. Și cum asta e cât asta, e asta cât asta, deci asta este isoscel. Și asta tot la jumătate. Deci perpendiculara adusă pică exact la jumătate. Și taie tot pe AD în punctul F. Așa. Dacă CF, domn profesor, intersectează BE, le prelungim. CF cu BE. În punctul G. Da. Arătați că MG
este bisectoarea unghiului e MF. M G E. Bisectoarea unghiului e MF. E MF. E MF. Da? Da. Corect. Trebuie să arătăm că asta e bisectoare. MG. Acum mai scriem în ipoteză, domn profesor, tot? Scriu tot, tot. Deci, ABC de panogram, AB mai mic decât BC, M interiorul lui așa încât C, M cât M, B cât B, A, da. M e perpendicular, M... Nu M e. M nu. M-am dus. B, e bine. B, e. B, e, e bine. B, e, M-e. Perpendicular, M, A. M, e. B, e, B, e, da? B, e aici, da? Da. B, e, perpendicular pe A, M, virgulă, e aparține lui AD. E este un punct care aparține lui AD, da? Da, e statul de AD, corect. E aparține lui AD. Bun. Iar CF, CF, perpendiculară pe DM, cu F, aparține tot lui AD. Adică rezultatul, am prelungit-o pe acea perpendiculară și o intersectat în F, respectiv E. Adică scoliniare, asta putem zice, D, F, E, A. Deci, D, F, E, A. A, știm sigur că sunt scoliniare, da? Așa, dacă C, F intersectează B, E, C, F. C, F intersectează B, E, egal G. Egal mulțimea formată din G. Să arătăm în concluzie că MG, bisectoare, MG, bisectoarea unghiului, da, MG, bisectoarea unghiului, E, M, F. E, M, F. F. E, M, F. Bisectoarea unghiului, E, M, F. Ca să arătăm că e bisectoare, trebuie să arătăm că F, M, E este isoscel. Deci ca să arătăm că e bisectoare, ar trebui să arătăm că F, M, E isoscel. F, M, E. Triunghiul ăsta, F, da. M, E. Da, dar în condiții care ar fi la mijloc. Și trebuie să zicem că este ceva până la urmă. Și după zicem că este... Deci F, M, E. Miruna pleacă așa. Vreau să arăt că M, G e bisectoarea a lui F, M, E. Păi ea este ceva, dar nu știm pe ce e să aflăm. Că după, dacă aflăm că este isoscel triunghiul, în teorema triunghiului isoscel, putem să zicem că este bisectoare. Teorema triunghiului isoscel nu e o teorema aceea. Și faptul că într-un triunghi isoscel, dacă e mediană, e și bisectoare și toate. Corect, da? Dar trebuie să exploatăm ipoteza, că avem multe ipoteze, da. Deci, nu ne îngrămădim să arătăm că triunghiul ăsta M, F, M, E este isoscel, cum vreți voi, pentru că trebuie să vă duceți repede să constatați dacă e la mijloc. Deci, lucrurile se complică. Ne facem la ipoteză și spunem așa. Avem triunghiul ăsta isoscel, da? Perpendiculara e la mijloc. Deci ăsta este un punct, hai să zicem noi, L, la mijlocul lui M, A. Iar aici un punct P, la mijlocul lui D, M. Nu degeaba. Nu degeaba chestia asta. Eu încerc să fructific foarte tare, foarte atent, faptul că aici perpendiculară și o tai aici la mijloc.
dacă mai trasăm J, A, putem să zicem că M, B, M, J, A este rom. Și după să zicem că... B, care e B? B, M, J, A. Să fie, să zicem că este rom. Pare să fie rom. E o primă chestie care mă încurajează să... Să vedem dacă acesta este rom, mai ales faptul că are aceste două paralele. Și diagonalele sunt perpendiculare. Da, și diagonalele sunt perpendiculare și trece prin mijlocul unei diagonale, pare să fie asta o chestie interesantă. Și analog și dincolo. Și analog și dincolo. Uh-huh. Deci mai văd ceva. Tot așa de bine și în partea cealaltă. Și atunci să zicem că... Și poate așa să observați, dar mai întâi hai să depunem efortul să vedem dacă figura asta M, B, A, G este paralelogram. Care? M, B, A, G. Dacă este paralelogram? Da, da. Paralelogramul cu două laturi vecine congruente este rom. Este rom. Dar are și diagonale și acest lucru trebuie să-l fructificăm. Păi. Și faptul că diagonalele sunt perpendiculare, ca să zic că este paralelogram, trebuie să vedem că MB este paralel cu GA. MB paralel cu GA. Să ajungem acolo. MG cu BA. Sau congruent, neapărat paralel. MG congruent cu GA. Sau să arătăm că diagonalele se înjumătățesc. Sau diagonalele se înjumătățesc. Iar s-a rezolvat problema. Adică să zicem că B, el are un simetric, el care este G? Ei, simetricul lui B, dacă îl arăți față de L, că ar fi G, gata. Ar fi gata problema. Asta a fost, deci, pe mediatoarea acestuia. Ne-a asigurat triunghiul ăsta isoscel, ăsta isoscel, ăsta isoscel, da? Și asta ne-a condus la momentul când am dus perpendiculara. Am știut sigur că taie la mijloc. Deci M, A, L, ăsta e mijlocul lui M, A. Dar am spune că când M, F e isoscel, atunci M, F ar fi congruent cu M, B, atunci... Dacă am spune că M, F e isoscel, C, M, F ar fi isoscel. C, M, F ar fi isoscel? Nu cred că este isoscel. De ce să fie isoscel? Adică C, M să fie cât C, F? Nu, C, M să fie cât M, G. C, M cât M? M, G. M? A, și G! CMG, ea zice, nu CMG. A, păi CMG, da. Da. Dar ai zis CMF. Am zis CMG. N-am înțeles. Uh-huh. Deci, minuna. E aceeași chestie ca MB cu MG. Pe da. Rombul celălalt. Tocmai. Păi BG este, domn profesor, mediatoare. BG? Mediatoarea cui? Păi mediatoarea lui... A segmentului MA. Corect. Îl tai la jumate și perpendiculară. Sigur că toate punctele de pe mediatoare stă egală distanță de capetele segmentului. Deci și GM e cât GA. GM este cât GA. De acord. Mă. Deci, BM e cât BA și GM este cât GA. Și atunci că sunt laturi congruente și consecutive, este rău. Da, n-ai așa că e paralelogram, asta zice domnul profesor. Eu asta vreau să spun. Eu pot să am așa, vezi? Mediatoare aici. Și am așa. Și așa. Atunci, arată. Da? Pot să am așa. Deci, triunghiul ăsta e isoscel sus și ăsta altul e isoscel jos. Corect. Corect. Da? Astea două egale. Acum, dacă mă arăți și că astea două sunt egale... Exact. M, B cu M, G. Asta. Sau cum a zis Miruna, D, G cu M, G. Deci dacă mă arăți că asta e cât asta, gata e problema. Gata e problema. Deci dacă Miruna, spuneam așa,
Ea mă forța mâna un pic, hai să spunem. Și spune așa, triunghiul ăsta mă, bă, a, isoscel. Corect. Mă, gă, a, isoscel. Isoscel și el, corect. Atunci, gata, e paragram și gata, am rom, romb. Gata, e romb. Și i-am spus, uite, îți dau un exemplu, contraexemplu. Am triunghi isoscel aici, triunghi isoscel în partea asta altă. Și nu-i romb. Și nu-i romb figura asta. Trebuia să arăți paralelogram întâi. Păi este paralelogram, pentru că am g, m, a congruent cu g, a, m. G, m, a. G, m, a. A. G, m, a, da. Cât g, a, m. Unghiul? Da. G, a, m. Da. Păi uite. Hai. Uite, ăsta e cât ăsta. Da. Și avem și b, m, a, cât b, a, m. B, m, a. B, M, A. Da, păi este, uite. Și ăsta cât ăla, că e isoscel, da. Și dacă le adunăm, avem că G, M, B e congruent cu G, A, B. Păi este. Și păi da, sunt, este paralelogram. Păi noi. Avem unghiurile opuse congruente. Două câte două. Două câte două, da. Și avem și acolo. Păi care, ăsta tot e congruent cu ăsta tot. Dar de ăsta de aici cât ăsta de aici noi. Acum, nu-i chiar. Păi, păi, două. Aflăm, păi, hai să aflăm. Două câte două, așa trebuie să fie. Și eu m-aș ruga de niște unghiuri, dar nu cred că sunt așa de... Ba da, cum să nu? Hai să vedem, paralelism, băgați ceva acolo. Paralelism? Să nu uitați că vreți neapărat ca să arătați că asta e cât asta. Exact. Aici ce se întâmplă. Dacă vă arătați că asta e cât asta, adică de aceeași triunghi social, gata, e paralelogram. D-C-M-G este rom. Care? D-C-M-G. D, C, C M, G. Ia să duci pe romb cu celălalt. Bun, zi. Nu știu, dar ce poveste? D, C, congruent cu C, M. Da. Și dacă arătăm și că e și paralelogram, ar fi rom. Păi asta, asta, pe asta ne luptăm și noi în partea cealaltă. Și aici e bătăgă. Analog. Păi M, G nu e congruent cu A, nu e paralel cu A, B? Cât? M, G nu e paralel cu A, B? M, G, paralel cu? A, G. Pe asta de asta. A? G de unde? Paralelă, M, G, cu A, G, nu. Niciodată. Sunt deșinată G. Cu A, B. A zis cu A, B. M, B, G, cu A, B. Arată. Arată că trebuie să justificăm. Știm că M e congruent cu E A. M e? Cu E A. M. E. Cu E A. Este un punct mediatoare. Cu E A. Dar el e la mijloc de urmă. Da, e un punct mediatoare, la egală distanță. D'acord? Da, profesor. Știm că Stai un pic, stai puțin. Nu putem să ne... Da. Să urmărim o idee. M e cu ea. Da, domn profesor. Deci M e cu ea. D'acord, da. Știm că G e cât L-B? G L? Cât L-B? G L... Nu știu unde e L, domn profesor. G L de aici cu? Cu L-B. Da. Cu L... B. Atunci diagonalele... Nu știu. Trebuie să începe prelungire. Nu știu. Dacă, nu știm de la slide. Că dacă mai duci că G e gata. Iar până aici se înjumătățesc și paralelogram. Da, lui e la mijlocul om A. Da, măi. Da. Asta da. M, E, nu-i median în E, M, G, B? Da. L. L. Da, da, este, este. Median, mediatoare de toate. Da, păi și atunci nu rezultă că triunghiul B, E, M, E, E echivalent cu triunghiul M, L, G. Care? Aria, nu? Care? B, B, L, B, B, L, M, domn profesor. M, B, ați înțeles care, domn profesor? Ăsta, ăsta zice el, de la Ari și-l-am să amintesc. Da. Dacă asta este mediană, ăsta este egal ca Ari cu ăsta. Da. Sunt echivalenții, da? Da, da, echivalenții. Da, 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 da. Da, sunt echivalenții. Chiar putem să încercăm să depunem efortul să vedem dacă nu cumva sunt chiar congruente. Congruente, da. Păi avem... M-l latură comună. Da. M-l latură comună, corect. Da. Dacă am arătat că M-B este cât M-G... M-B... Îți dreptunghice, domn profesor, că acolo avem... Da. Da. Și mai trebuie ce mai trebuie un unghi. Dar măsura lui e... Sau o latură. O latură sau un unghi. Dar măsura... În M, L, B și M, L, G. Deci, atenție, ne concentrăm pe M, B să fie cât M, G. L este 90 de grade. Păi da, asta am zis, dar nu mai trebuie unul. Domnul profesor, dar măsura lui M, B, E nu e egal cu măsura lui M, G, A? M, B, L. Da. Egal cu? M, G, L.
Păi, nu știu, tocmai ar să ascunde ca M, G să fie cât M, B. Cred că așa. Și unghiul să fie social. Zi, 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 de-o. B, A, B, M, L egal cu B, A, L, că este social și atunci... B. B, M, L cu B, A, L. Cu B, A, L. Da, ăsta este da, social. Da, da, nivelul l-am luat în discuții, de-o. Știm că astea două sunt egale. Dar eu vreau să mă duc pe culoarul ăsta. Hai să ne facem strategia. Dacă arătăm că M, în M, B, A, G, M, B este cât M, F, M, G, e gata problema. În ce triunghiul M, B. Deci, în patrulaterul M, B, A, G. În M, G, B. Dacă arătăm că B, M este cât M, G, e gata problema, pentru că M, B este cât B, A. Și G, M este cât G, A. Deci două, cele două triunghiuri, vedeți cele două triunghiuri, isoscele puse unul lângă altul, asta îmi trebuie mie. Astea două să fie egale. Păi, cred că luăm congruență de triunghiuri. Care triunghiuri? Păi MGB și GAB. M, G, B, B, B și B. GAB. Ce au cele două triunghiuri? Păi avem latura comună GB, da. Unghiul de 90 de grade sau un ala nostru comună. Deci, între unghiul MGB și G, și GAB au pe GB comună, cum e și aici, pe asta comună. Da. Asta e cât asta, asta e cât asta. Triunghiurile astea sunt egale. Dar triunghiul ăsta e egal cu ăsta. Nu ai șansa să spui că asta e cât asta. Că aici noi luptăm, ca să fie laturile astea două congruente. Ia, profesor, dar triunghiul M e A. M? M e A, e echilateral? M e A. M e A, știm că e isoscel, sigur. Isoscel, dar echilateral nu ți-aș putea spune. Dar isoscel este. 100%. Da. M e A. Că el este pe mediatoarea lui M A. Hai să vedem. Deci ce ne propunem? Să arătăm asta, că M, B este cât M, G. Asta vrem, da? Da. Însă, B, M nu cumva este cât M, G? Ba da. B, M? B, M, da, că da, zis este că și... ce e B este isoscel. Da, ce e B este isoscel. Ce e M e cât deci e. Asta ce îmi spune? Deci M, B este cât M, C. Dacă M, C ar fi cât M, G, da? Atunci și M, B ar fi cât M, G. Păi trebuie să... Da? Deci trebuie să vedem dacă... mutăm problema unde? În ce M, G, D. În patrulaterul ce M, G, D. În acest patrulater... În patrulaterul acela, dar tot acolo problema rămâne. Da, dar numai că avem ceva rezolvat aici. Știm că D, C e cât C, M, dacă numai dacă arătăm pe paralelogram, gata. Păi dacă arătăm acela. Păi da, da, da. Tot așa aici, dacă arătăm pe paralelogram. Este simetrie de problemă. Da? Este simetrie perfectă. Să vedem cum anume... Păi ne zice că e perpendicular. Cine? Nu, asta era rom. Nu, nu mai știu. Așa. Am stat în pandemie. Deci avem aici faptul că triunghiul BMG în MGA avem că MGL e congruent cu LGA. MGL. MGL e cât LGA. Este cât LGA. LGA. Păi știm asta. Bun, și avem MBL cât
B, cât N, B, A. M, B, L, acolo. M, B, L. Unghiul aici, da? Da. Cât A, B, L. Cât A, B, L. Unghiul ăsta e cât ăsta? Da, dacă le adunăm, nu va fi că M, B, A e congruent cu M, G, A? M, B, A, cât? M, G, A. Uite-mi în aici. Deci este situația de aici. Haideți să o menim o dată. Eu îți desenez așa, da? Așa. Bun. Tu ce îmi spui mie? Îmi spui așa, că unghiul ăsta de aici este cât ăsta de aici. Da. Da? Da. Asta știu. Și că unghiul ăsta de aici e cât ăsta de aici. Da, dacă le adunăm. Păi, le adunăm. Și înseamnă că unghiul ăsta e egal cu ăsta? Nu avem nicio relație între ei. Păi astea două, da? Astea două nu sunt între ei. Dar nu, profesor, dar ea nu-i centru de greutate a triunghiului MGA? E centru de greutate a triunghiului MGA. Ca să fie așa, ar trebui din MGA să am adus o mediană și din A o altă mediană, dar nu știu că asta mi-a tăiat pe MG la mijloc. Nu am. Deci nu am, ca să fie centru de greutate, nu am motiv. Am folosit ipoteza aia, de ce nu? Folosim ipoteza, dar încă probabil îți scapă ceva care să ne îndemne să ne ducem până la capăt în antrenamentul. Faptul că M l-am luat în calitatea asta, că M, B este cât M, că am spus că triunghiul ăsta este isoscel, latura asta da, e cât asta. M e isoscel. Este asta tot a. isoscel. Și D, C, M tot isoscel. Merge pe ăsta mai mare că se vede mai bine, domn profesor. Chiar D, C, M este tot isoscel. Isoscel, am zis. Da. C, F este înălțime. C, F este înălțime, corect. Rezultă că C, F este și mediană. C, F este și mediană. Și triunghiul D, F, M isoscel. D, F, M este isoscel. Asta știm. Da. Și atunci unghiul... Mediatoare. E mediatoarea segmentului. Corect. Și atunci unghiul F, D, M e congruent cu unghiul F, M, D. F, D, M. D, M, M, unghiul de acolo, M, unghiul ăsta de aici. E congruent cu celălalt, că e... Păi F este pe mediatoare. F prin mediatoare, unghiul ăsta e cât ăsta de aici. Da. Cu D, M, F. Așa. Cu D, M, F. D, F, congruent cu F, M. D, F. F, 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 F. Da, D, F, congruent cu... F, M, că ăla e isoscel. F, M, da, isoscel. Rezultă că G, F este mediană și ea. La rândul ei. Și înălțime. G, F. Mediană și înălțime. E mediană. Și înălțime, pentru că e tot pe mediatoare, domn profesor. G. Da. Este... Deci G este pe mediatoarea da. Cui? Pe mediatoarea lui D, M. Da. Și atunci G, D, G. D, G, M. D, G, M, M da. Este triunghi isoscel. Isoscel, da. Deci asta e cât asta, sigur da. Asta. D, G da. Este cât M, G. Exact ca și aici. Exact cum am zis, da? Și da. Atunci rezultă cu unghiul G, D, M, G, D, M, G, D, G, D, M, este congruent cu unghiul G, tot unghiul ăsta cu de aici, congruent cu unghiul ăsta de aici. Dacă da. Îi luăm bucăți egale, da. Deci atenție, fiindcă tot unghiul ăsta, fiindcă tot unghiul ăsta, ăstea două sunt congruente, luându-i din ăsta, rămâne asta așa, exact. Și G, D, F cu... Analog, cred că trebuie gândit pe partea cealaltă. Exact, numai că acolo se vede mai bine, e mai mare, știți un pic. Așa. Așa, și atunci în triunghiul A, B, M. În triunghiul A, B, B, M, care știm că este, e, B este mediană și înălțime. Da. Înseamnă că unghiurile ăsta de ăsta de aici și cât ăsta de aici. Da, este mediană și înălțime. Rezultă că M e este egal, congruent cu AE. M e egal cu AE, că știm asta. Că noi am zis că este isoscel da. Și ăsta. La fel cum F era... Și rezultă că și unghiul EMA este congruent cu unghiul AM. Știți alea mici. EMA, unghiul la baza triunghiului mic. Da, da, da. M e A. Haideți să mai reluăm o dată la ceva. Așa, după că eu rămas... Numai așa o luăm. Mediană înălțime. Mediană înălțime în fiecare triunghi. Hai să o luăm altfel. Cum vreți. Unghiul F, M, G. Nu, discutăm deocamdată. Da. Unghiul F, M, G.
trebuie să fie egal cu G, M, E. E, corect. Ca să fie bisectoare. Corect. Deci F, M, G să fie cât G, M, E. Dar F, M, G înseamnă unghiul D, M, G. Puteți să facem culori, da, da, da. Ca să vedem foarte bine. Facem culori, ca să vedeți mai bine. Deci, eu trebuie să arăt, pentru ca M, G să fie bisectoare, unghiul ăsta cu galben să fie egal cu unghiul ăsta. Deci e tot cu galben, asta, da? Da. Însă, ăsta cu galben înseamnă așa. Înseamnă cel tot cu roșu desenat. Minus. Da? Minus ăsta micuț. Ăsta micuț. Micuțul drăguțul. Minus ăsta. Să notez cu alt, cu albastru. Cu albastru. Da? Numai deci galbenul. Exact, mai culori se vede cel mai bine. Galbenul este egal cu roșu minus albastru. Albastru. Pe de altă parte, în partea asta, galbenul ăsta înseamnă, cine înseamnă? Unghiul ăsta tot așa. Hai să-l notez tot cu roșu. Roș. Înseamnă roșu ăsta. Roșu, uitați așa. Minus cel mic de el și dă la minus, minus albastru. Minus albastru și dă la galben. Așa. Da? Minus albastru, deci. Și dacă noi vom arăta că ce rezultă ca scădere de asta trebuie să e egal cu ăsta, e de parcă aș spune din ăsta tot, roșu să fie egal cu roșu. Corect. Și albastru cu albastru. Și albastru cu albastru. Ca să putem scădea. Ca să fie păi, același mări, nu? Da. Aceeași mări. Da. Păi acum, acum că se vede bine, gata. Hai să vedem. Hai să raționăm. Și zicem așa. Ne propunem întâi să arătăm cu roșu cât roșu de profesor. Da, hai să arătăm roșu cât roșu tot. Dar roșul ăsta de aici... E pe unghiul D, G, M. Este cât roșu așa aici. Da, corect. Demonstrat asta. Păi e pe mediatoare G-ul. Pentru că G este pe mediatoarea lui D, M. Și atunci este la distanță care de... Și la atunci, D, da, D, am dus, am dus mediatoarea lui D, M. Miruna, hai să vă luăm încă o dată. Știi cum s-a dus? A zis fie, fie C, F, mediatoarea lui D, M. Am zis-o perpendiculară, pe mijloc. Da? Nu zis mediatoare. Pur și simplu, din faptul că ne-au luat dat că M este C, M este cât M, B și cât B, M, A. Da. Însă cum A, B este cât D, C, înseamnă că triunghiul D, C, M este isoscel. Și perpendiculara. Perpendiculara adusă este și chiar și mediatoare și de toate, da? Și atunci, e clar că M, G-ul, fiind pe mediatoarea asta, la intersecția mediatoare lui D, M și la intersecția mediatoare lui M, A, nu? Da. S-a întâlnit, s-au întâlnit cele două în, în punctul G. G. Da. E limpede că am acum G, 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 P, F, toate sunt pe mediatoare. Corect. Adică sunt la egală distanță de capetele oricărui segment, îl vedeam, da? Adică segmentul lui M, D. Adică C, D este cât C, M. F, D este cât F, M. M cât F, D. De ce, Miruna? Pentru că toate punctele de pe mediatoare. Cât G, D. Corect. Totdeauna punctele de pe mediatoare au calitatea de a fi la egală distanță. Hai să mai... De laturi de capetele segmentului. Capetele segmentului, uite. Ne închipuim că acela ar fi D, M. Miruna, da? Și duc mediatoarea. Mediatoarea conține toate punctele la egală distanță, adică punctul ăsta. Egală distanță, mai sus. Altă, la egală distanță, ăsta mai sus. Tot la egală distanță. Triunghiurile acestea toate sunt isoscele. Da, corect. Deci DG este cât DM. Da? DG e cât? DM. DG este cât? DGM. DGM. Corect. Asta înseamnă că roșul e de aici, triunghiul fiind isoscel, înseamnă că MG este cât DG, da? Da.
Și înseamnă că unghiul ăsta roșu este cât ăsta de aici, roșu. Dar D, G e cât G, M, pentru că P, G e mediană, mediatoare. P, G? Care P? A, păi, am notat aici cu P. Da. Sigur că da. E mediatoarea lui D, M. Și mediană, și bisectoare. Dar de ce am ajuns la concluzia asta că e mediatoare? Pentru că ne-a spus autorul să-l găsim pe M, așa fel cât C, M, cât M, B și cât B, A. Și cum B, A este cât C, D, înseamnă că triunghiul DCM este isoscel și în clipa în care am dus perpendiculară, ne-a zis el, duceți perpendiculara pe DM, dar noi l-am descoperit că ducând într-un triunghi isoscel, este și mediatoare și de toate, da? Da. Bisectoare și mai departe. Și atunci? Și toate punctele care sunt pe această dreaptă, toate punctele, oriunde aș lua eu, sunt la egal distanță de egal de D și de M. Deci K, P, G, pentru că K, P, F, G sunt coliniare, atunci am înțeles. Deci, înseamnă că D, G este cât G, M. M. Triunghiul fiind isoscel, înseamnă că unghiul la baza a triunghiului D, G, M, unghiul la bază sunt congruente. Corect. Adică ce am zis eu cu roșu, cu roșu e corect. Corect. Bun. Dacă mă duc la triunghiul M, F, D, M, F, D, și el este tot isoscel. Din același motiv este tot isoscel. F-ul e pe mediatoare. F-ul e și el pe mediatoare. F-ul fiind pe mediatoare, triunghiul este și el isoscel și atunci albastru, unghiurile la bază sunt congruente, albastru de aici e cât albastru de aici. Da? Albastru de aici l-am... Practic am scos unghiurile acestea în unghiurile acestea de aici. Da? Și acum, diferența lor, galbenul de aici, îl pot duce la galben aici. Corect. Da? Da. Am înțeles. Și atunci spune că unghiul ăsta este cât ăsta de aici. Bun, m-am oprit aici. Pe de altă parte, mă duc în partea cealaltă și zic, nu uitați că am dus mediatoarea lui M.A. Aha, și triunghiul... M, B, A. E triunghi isoscel. Și mediatoarea, înălțimea pică la mijloc și da. Mediatoare. Da. Și de acum toate punctele, inclusiv eu, inclusiv G-ul. Deci M, G e cât G, A. Corect. M, G este cât G, A. Deci tot la roșu e cât tot unghiul A pe 2. Adică deci, tot la roșu. Deci ăsta de aici, da, Miruna, e cât ăsta de aici, da? Da? Hai să-l fac așa. Da. Bun. Eu fiind... Și el pe mediatoare. Eu fiind pe mediatoare, ce se întâmplă? Și atunci tot la albastru, cum a făcut dumneavoastră. Așa, cu albastru vecin aici. Da. Corect. Uh-huh. Deci, ăla și prin diferență. Și prin diferență, la galben. Roșu minus albastru, dă galben. Și galbenul a ajuns jos. Uh-huh. Da. Corect. Aha, și mai avem două isoscel. Deci a ajuns roșu, nu, galben. Galbenul a ajuns aici. Bun. Bun. Și arăta că... galbenul de aici egal cu ăsta, e de fapt arăta galbenul de aici egal cu ăsta. Uh-huh. Da? Uh-huh. Deci DGA isoscel. DGA fiind isoscel, fiindcă acest G da? Este pe perpendiculară. Da. Gata. Bun. Deci gata problema. Triunghiul este isoscel, unghiurile aici sunt complete. Da, au fost complicată. DGA este isoscel, corect. DGA este isoscel, atunci unghiul ăsta la galben, de la bază, de galben, și tot ăla de acolo. Și gata, asta îmi trebuia mie, galbene să fie egale. Aha. Galbene trebuia să fie egale și iată le-am mutat în acestea care sunt egale. A, și dacă le-am mutat în alea de jos, e da, egal cu alea de, cu galbenele de sus. Sigur că da. Exact ca și cum ai zis același lucru. Da, acum galbenele astea fiind egale, înseamnă că astea sunt egale. Da. De-aia v-am zis că vă trebuie culori. Fără culori nu vedeți. Da, nu, dacă nu mergeai pe unghi... Hai să insistăm un pic să vedem care a fost ideea de bază. Să luăm unghiul, să ne dăm, să pornim că... Să pornim la demonstrație, să demonstrăm că F, M, G e cât G, M, E. Și de acolo să ne dăm seama câte să mergem într-un unghiul D, G, M. Și să luăm D, M, G congruent cu M, D, G și acolo... Eu zic că mediatoarea aia, domn profesor. Asta. Aia o jucat... Uite, mai Miruna. M, hai să facem un pic. M, A.
Mirona, M-A. Și M de Mirona. Faptul că vorbim de mediatoarea segmentului M-A, când ducem perpendicularea din B pe M-A și nu într-un triunghi oarecare M-B-A, într-un triunghi isoscel, mi-a oferit posibilitatea să spun că această perpendiculară e chiar înălțime. Așa și acum, toate punctele, de aici problema se rupe. Exact. Toate punctele pe care le voi avea în discuție, M-A, să spunem acolo aici. Era G era, domnul G, da. G-A este cât G-M. Corect. Dacă mă duc mai încoace, un an că mă găsesc pie. E M este cât I-A, nu? Și triunghiul ăla mic e isoscel, corect. Deci ăsta este isoscel, același lucru, da? Corect. Ei bine, oriunde m-aș duce pe mediatoare se întâmplă și cu B-ul de aici atât. Da? B-ul de aici, B-M este cât B-A, tocmai fiindcă B-M e cât B-A, mi-a corect dat mie voie să corect vorbesc de mediatoare, da? Da. Cum începem? Cum redactăm astăzi? Nu cu sfârșit. Mai puteți să mostrăm, zicem, puteți să mostrăm că F, M, G e concret cu... Eu să mă iau după ea. Da? Aș mă aș lua așa. Haide. M, G trebuie să fie bisectoarea unghiului E, M, F. Da. Asta dacă și numai dacă. Haide. Hai să ne adunăm, da, că da, stai pe deasupra. E, M, F. Deci M, G, haide. M, G. Bisectoarea. E bisectoarea lui F, M, E, dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă, unghiul F, M, G este egal cu G, M, E. F, M, G. Egal cu unghiul G, M, E. Egal, congruent cu unghiul G, M, E. G, M, E. M, E. E. Pune cu semnul întrebării sau cum facem asta? Dacă e congruent, sigur da. Dar nu, adică galben egal galben. Da, am luat de la ipoteză doar. Păi numai dacă demonstrăm asta, stai puțin. L-am luat de la compozit. Da. Deci clar că ca să arătăm că e bisectoare, ar trebui să arătăm că sunt două unghiuri sunt concrete. Corect. Începem. Galben egal galben. Da. Galben egal galben. Dacă am făcut cu galben, că ei n-au făcut așa, domnul profesor. Unde? Cu galben. Aveți cu galben? Da. Păi cine are cu galben? Dacă nu, hai să zicem unul. Egal cu... 2. 1 egal cu 2. Da. Deci unghiul 1 egal cu unghiul 2. Asta trebuie să uităm noi ca să fie treaba acolo. Da. Și acum zicem așa. Între unghiul 2 de mână. Acum trebuie... Rămâne în suspans asta. 1 egal cu 2. Bun. Asta trebuie să arătăm. Acum plecăm de la... Cu M, B, congruent cu M, A. Așa. Da. Deci, cu M, B, cum, da? Cum, M, B, congruent cu B, A. Din ipoteză. Iar B, E, e perpendicular pe M, A. B, E. Perpendicular pe cât cine? Pe M. Acolată din aceste două, rezultă că M e mediatoare. B e mediatoarea cărui segment? Segmentului AM. Nu? Într-un triunghi isoscel, înălțimea este și mediatoare. Asta înseamnă că triunghiul M e A isoscel. Că e un punct pe mediatoare. Fiind triunghi isoscel, rezultă de aici că unghiul
hai să spunem 3. Dar haideți să o luăm cu litere, domn profesor, că deja ne-am... Ne ducem da, cu litere. E, M, A. Înseamnă că unghiul... E, M, A. Congruem cu E, M. Cu E, A, M. Bun. Dacă vreți, spuneți dumneavoastră acum albastru cu albastru sau cum vreți. Da, albastru. Zici acolo, dacă vrei albastru. Albastru. Și acum ducem... Nu, nu, nu. Tot așa de bine, de aici rezultă că triunghiul G, M, A. Ca să termină G, M, A. Isoscel, pentru că G-ul este pe mediatoare. Isoscel. Rezultă atunci că G, M, A e cât G, A, M. Da? Da. G, M, A. A, congruent cu unghiul G, A, M. Adică am zis noi ce culoare aici? Roșu, roșu. Roșu, roșu, da. Da? Roșu egal roșu. Roșu, roșu. Roșu, da? Bun. Acum ne-am într unghiul celălalt, domn profesor, nu? Într unghiul B, C, M. Nu, le scădem acum. Le scădem acum, da? Picare, deci, din care? Deci din roșu scădem albastru. De roșu. Din roșu, adică din ăsta scădem pe cel de sus, da? Aha. Tragem linie. Le scădem. Și zicem GMA minus GME. Da, rezultă ce? Deci GMA minus GME rezultă galben, rezultă, deci, da? Da, rezultă galben. Deci GMA minus EMA. Da. EMA asta, da? Da, rezultă GMA. G M, A, minus, E, M, A. Vezi că G, M, A. G, M, E. Egal aici, Miruna. Egal cu, în partea asta, da? Da. Egal, acum, măsura ar trebui să zis da, aici, da? Da. Măsură. Sau, ca... da, sau congruent. Să subînțelege la măsură ne referim, da? Da. Și acum... Egal aici cu cine? G, G, A, M, minus, E, A, M. Aici ar vine gamă, G-A-M. Minus E-A-M. Da, E-A-M. Da, da. Și ce da? Dă galben. Păi galben, dar cine e galben? Păi galben, galben este aici, Mihaela. Galben înseamnă G-M-E. G-M-E, da. Stânga. Da. G-M-E. Congruent cu? Cu galben din dreapta, adică cu... E-A-M. E-A-M. Nu? Nu. Da, e, da. A, G. Cu E, păi, A, G. Din roșu tot. Cu E, A, G. Scat pe albastru. Nu, nu, eu. Da, din roșu. Da. Scat pe albastru. Da, și rămâne galben. Galben, adică D, A, G. Așa, da. D, A, G. Da, da. D, A, G, da? Deci egal cu D, A, G. D, A, G. D. Bun. Unghiul D, A, G. G, M, E, azi. Bun, da. Bun, gata, gata. Și acum mergem la cealaltă. Deci avem că G, M, E. Gata, așa am părăsit asta. G, M, E e egal cu D, A, G. Da, așa cum aducem da. Într-un... D, deci G, M, E, G, M, E. Să fim așa de rezultat. G, M, E. Pentru că ce are D, G, dar nu mai spune. D-ul am luat în prelungire, mai. Trebuia să spun mai E, A. Așa, ia, ia gât, dar m-am dus mai place. Da, ca să a, g. E bine, mă? Da, da. Bine că insistam ca să înțeleagă tot, da. Tot urma. Și că aveam colonialitatea. Da, da, da. La urma urmă mă duc în triunghiul D, G, A. Da, domnul, aveți dreptate. Și acum am... Deci g, m, e, împărată, g, m, e, e egal cu unghiul, d, a, g, da? Cu d, a, g. Bun. Și acum alegem d, g, m și scriem că d, f e congruent cu f, m. Deci, D, F, E, M, E, cu F, M, așa, 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 M, B, M, B este cât M, că trebuie să ai, din ipoteză. Congruent cu M, C. M, B, congruent cu... M, C, congruent cu B, A. M, C, din ipoteză. M, congruent cu B, A. Și congruent cu B, A. Și congruentă cu D, C. Așa, cu B, A. Și congruentă cu B, A. De desubt punem, Miruna.
BA e congruentă cu BC? BA. Cu DC, paralelogram, fiind ca ABC de paralelogram. Rezultă din asta două că triunghiul DCM, triunghiul DCM isoscel. Și cum avem CF înălțime, rezultă că CF de sub adăugăm. CF perpendiculară pe DM. Da. Din cele două rezultă că CF este și mediatoare. Mediatoarea segmentului, da. Mediatoarea de DM. Da. De aici rezultă, fiind vorba de mediatoare, că DG cu GM, congruentă cu GM. Rezultă de aici, frumos, că triunghiurile, pe rând. DG congruent cu GM. Așa, DG congruent cu GM. Deci rezultă din chestia asta. Că DGM e isoscel. Asta este asta. Triunghiul. DGM e isoscel. DGM. DGM. Da. DGM. Isoscel. Dar unghiul. Stai, tranquila. De rezultă, din faptul isoscel. Rezultă unghiul la roșu. Roșu? M, D, G. Dar nu am aflat pe albastru, asta e chestia. Nu nimica. Ne ducem și acolo. Ne ducem. Ne ducem. Unghiul M, D, G, congruent cu unghiul. Deci Miruna a zis că M, D, G, congruent cu D, M, G. M, D, G. Cu D, M, G. D, M, G. D, M, G. Acum ne ducem că D, F e congruent cu unghiul. E de sub. Adăvăm că unghiul. DFM isoscel. DFM isoscel. Și rezultă sunt albastre sunt congruente. Adică aici spune, spus aici roșu, nu? Da. R. Roșu. Rezultă acum că MDF e congruent cu DMF. MDF cu DMF. Congruent cu DMF. Facem linie. Albastru, da. Da, tragem liniile, scădem. Da. Și vom avea că unghiul MDF. MDG. Da, MD. Din ăsta de sus, din ăsta. ADG. ADZ. Tot galben, acum galben. Da, galben, nu MDF, ci ADF. Care a fată, unii vezi tu ăla? ADF. Păi din roșu. FDG. Din roșu, scădem pe albastru. Așa și rămâi galben. Dar roșu cine era mai? MD. Uite mai bine. MDG, da. MDG. Da. MDG, scriu, MDG minus MDF MDF egal cu FDG. Egal aici, spune. Acolo. Așa, pe FDG, da. FDG. Exact. FDG. Bun, și acum ești egal cu MDG DMG. DM corect la mare roșu, da. DM minus. Minus FMD sau FMD sau DMF. Da. DMF. Asta de unghiul FMG. Da? F. Unghiul FMG. Galben. Galben. Și scriu relația asta. Că FDG am aici. FDG. Congruent cu FMD. Și bun, și avem acele două relații. Care G aparține lui cui aparține? G era rezultatul intersecției a lui C, a mediatoarei. Da. G aparține și lui cui am zis noi. Mediatoarei dusă. Așa, G aparține, adică triunghiul DG A. A isoscel, da? Da, de aici a rezultat. Triunghiul D, G, A isoscel rezultă atunci că unghiul A, D, G A, D, G congruent cu unghiul congruent
cu? D, A, G. D, A, G. Cu D, A, G. Deci, de unde... Și sub asta, Iruna le pune și pe astea două. Corect. Deci sub asta le pune pe cele două, ca să le putem duce, da? Pe de altă parte avem că G, G, M, E, congruent cu D, A, G. De la G. Din demonstrații, mm-hmm, demonstrat că F, D, G, F, D, G, congruent cu F, M, D. F, M, D. Mm-hmm. F, M, D. De unde asta? Din demonstrații. Da, da, demonstrat. Din cele trei, din cele trei rezultă exact ce avem noi. Că F, M, G, F, M, G, congruent cu G, M, E. G, M, E. Da? F, M, G, cu G, M, E. Deci, așa, ultima parte, să mai recapitulăm puțin. Deci, da, aveam A, D, G, A, D, C, D, A, D, pentru că sunt distanța mediatoare, punctele mediatoare. Sunt la egală distanță. Da. Aveam că G, M, E, că D, A, G. G, M, E, e că D, bă, G, M, E, că D, A, G. Sigur, acum citirea unghiilor nu mai putem face, dar să spun ca strategie. Galben, aici am fost. Strategia este așa. Din clipa în care am avut astea două congruente, când am avut astea două congruente și am dus înălțimea, E și mediatoare. Și acum punctele E și G, E și G sunt pe mediatoare și determină E, M, E, A și M, G, A, triunghiuri isoscele. Și atunci, fiind triunghiuri isoscele, unghiurile lor de la bază, atât la M, E, A, cât și la M, G, A, sunt congruente. Adică roșu cu roșu și albastru cu albastru. Prin diferență, rezultă galben cu galben. Dar galbenul ăsta e cel care mă interesează pe mine, doiul, iar pe partea cealaltă cu ăsta de aici, da? Doi, hai să spun doi aici, doi galbeni aici apus, da? Da. Pe partea cealaltă judecând, iată-l pe F și pe G, din nou pe mediatoarea lui D, M, din aceleași motive. Și atunci triunghiurile D, F, M și D, G, M sunt și ele isoscele. Deci D, F, M, da, că F e pe mediatoare. Și D, G, M. Și rezultă triunghiile galbene care le-am... Deci rezultă roșu cu roșu, da, albastru cu albastru, da, deci... și atunci rămân galbene prin diferență, adică unul de aici cu unul de aici. Bun, vezi? Și acum le echivalăm, ar fi unul cu unul și cu doi cu doi, le schimbăm cu celălalt. Deducem în triunghiul DGA, da, ca să ne apropiem pe unul cu doi. Deci unul galben, unul galben ajunge aici, doi galben ajunge în doi. Și unul galben cu doi în triunghiul DGA sunt concurenți și am legat. Da. Frumoasă, da, problemă, da. Că e de olimpiadă. Da? Da, este o problemă, da. De olimpiadă. Totala olimpiada de matematică, etapa locală la Sibiu 96. Da. Este o problemă frumoasă. Dar și nu chiar. Adică dacă te prindeai din unghiul ăla, te ducea. Strategia. Da. Practic, în toată problema asta a fost calitatea punctelor de pe mediatoare. Că unui segment. Punctele dacă, de pe mediatoare unui segment. Dacă cineva un pont, repede repedeam și da, eu. Da, da, deci de acolo trebuia găsită chestia asta. Că noi, tu ai avut dreptate și merită să scoată asta în evidență. Zice așa, hai să pornim de la sfârșit. Ca să fie M, G, bisectoare, trebuie ca, a unghiului respectiv așa, trebuie ca unul cu doi, galben unul, galben doi. Ori, dacă aici de până începeam, galbenul nu este diferența dintre ăsta tot minus albastru ăsta. Dacă am arătat că roșu ăsta minus albastru, l-am putea scoate în alt roșu și albastru. Adică, dar ce bine ar fi dacă ar fi asta? Deci, o oră. Da, să rupe singur. Sunt sigur că lasăm așa. Deci, în clipa în care am scos de acolo, da, de unde e concluzia ca strategii de lucru într-o problemă,
merită când nu poți porni. Noi am pornit și despre ipoteză. Da. Să o spunem pe cea dreaptă. Ce lucruri importante am spus? Când a început problema, cum îl găsim pe M? Haideți să o spunem pe cea dreaptă, am, da, am mușcat, da, problema bine. Foarte bine. Dacă luăm un punct la întâmplare din interior, așa încât M, C, că M, B, fără să s-o gătim cât mediatoare și că M și fi cât AB și faptul că se strâng triunghiul. De ce în parogram? Pentru că la un urmă mei, parogram m-a trimis și în triunghiul C, D, M, isoscel. Deci ei s-au jucat câte triunghiuri isoscele? M, M, B, A, M, M, B, C, C, M, D și până foarte multe isoscele, vreo patru isoscele, pentru că punctele E și G, E și G erau pe bisectoare. 6, 28, 30, la rând? Da. Da. Nu, nu, da. Haideți să notez. Hai să notez. Da, cum mă interesează. Momente importante. Momente importante. Notați-vă și utopii. Da. Foarte importante. Momente importante ale problemei. Da. Mediatoarea? Sau ce să zicem? Că aici, da, asta mi s-a părut cea mai... Corect. Mediatoarea mâie. Mediatoarea mâie. A segmentului M-A. Mediatoarea M-E. M-E sau M-G, dacă vreți. M-E-G. Puteți spuneți M, linuție, linuție, G, da? Mediatoarea M-E-G a segmentului M-A. Și pe cealaltă parte? Și pe cealaltă parte, segmentului... mediatoarea, mediatoarea C-F-G F-G a segmentului D-M. A segmentului D-M. Da? Aceste mediatoare au condus la triunghiul M-E-A isoscel, M-E-A, din prima, Miruna, Mihaela, de la prima constatare, când a dus mediatoarea M-E-G, B-E-G, a lui M-A, scrie, a rezultat de acolo triunghiul M-E-A și M-G-A isoscel.